revenit, dragii mei, continuăm știrile. Scene impresionante în apartamentul Denisei Răducu. După aproape 2 ani de suferință, familia a decis ce se va întâmpla cu locul în care cântăreața și-a investit banii și, de altfel, acolo unde artista s-a și stins din viață. Tatăl Denisei este cel care lămurește întreaga situație. E apartamentul fetii mele, așa cum și l-a făcut ea și cum a vrut ea să și-l mobileze și să fie, așa va rămâne toată viața. Pentru că pe toți banii din lumea asta n-aș făcea treaba asta, nici să-l văd, nici să-l închiriez, nu avem niciun interes. Practic, ce aș putea eu să fac? Am destule taxe și impozite, domnișoare, de plătit. Ce înseamnă asta? Să mai mă împovăresc cu încă vreo taxă sau impozit? Pentru că, automat, dacă ar fi ceva, lucru pe care nu o să se îmbrejoare, dacă închiriez, scapă imediat să pună impozite. Pentru ce? Ce mai ne avem în emie? Pentru, eu știu, 100, 200 de lei, 300 de lei, pentru ce? Nu am ce să fac cu banii noștri. Dacă n-am putut eu să salvez cu banii așa viața Denisei mele, cu fac ceva, nu... Acum apartamentul nu este al surorii Denisei, nu? Da, al surorii mari, al lui Adelina, al surorii lui Denis. Toate bunurile ei, de se ocupă sora ei de el. Dința. Fata mare e la muncă, unde este ea, acolo unde îți desfășoară activitatea serviciu, iar apartamentul... Deci de el ne ocupăm, mai mergem și noi în calitate de părinți pe acolo. Uh-huh. Mai este cineva, o persoană apropiată nouă de acolo, din București, care e mai aproape și mai trece din când în când pe acolo. Deci nu e frecesc că nu e supravegheat. În camera Denisei, în continuare, toate lucrurile ei sunt... Toate lucrurile sunt puse la punct așa cum le-a lăsat.